facem review la noul burrito de la Taco Bell plus mult lăudaților cartofi prăjiți. Hai să vedem dacă merită bani. Începem cu starul nostru de astăzi și anume Cheesy Bacon Fries Burrito. Dacă nu știați, în limba spaniolă burrito înseamnă măgăruș și se numește așa deoarece animalul care în spate bagajele rulate. Foarte drăguț. Bine, bietul măgăruș, de fapt. Varianta lor este mai românizată deoarece conține cartofi prăjiți, deși în mod tradițional un burrito nu conține cartofi prăjiți. Dar hai să vedem cum îl customizăm. Ok, o să aleg carne de vită, clasic. Las sos să încep așa mai ușor. O să pun un sos mild și o să pun mai departe ceva super picant, mor mai târziu. Ok, nimic extra și îl adăugăm în comandă. Continuăm cu mult lăudații lor cartofi și anume Yummy Fries. Doamne, ce nume drăguț au! Și hai să vedem. Conțin cartofi prăjiți, carne, sos, nacho cheese, pico de gallo și smântână. Ce combinație faină! Sunt foarte curioasă cum îți plac ție cartofii prăjiți. Scrie mai jos în comentarii. Mie îmi plac foarte mult cei cu brânză rasă pe deasupra, în special telemea, și un ou prăjit moale, pus așa frumos pe deasupra, care să se scurgă super drăguț peste cartofiere. Oh, deja mi s-a făcut poftă. Ok, să revenim. O să aleg cu carne de vită și îi adaug în comandă. Plup! Să continuăm. Și având în vedere că suntem la Taco Bell, nu putem să nu ne luăm un taco. N-ai cum. Așa că hai să vedem ce taco au. Ok, au două variante, unul crunchy și unul soft. O să le încercăm pe ambele. Ar fi curând să nu fie bune, având în vedere că restaurantul se numește Taco Bell. Dar hai să vedem cum sunt. O să iau unul cu carne de vită. Și ca să-l facem super interesant, o să pun sosul lor Fire, care e foarte picant. Cred că o să leșim pe aici. Nu știu cât o să rezist. Dar vom vedea. Ok, și o să iau și unul soft, ca să vedem care e diferența între cele două. Pe acesta o să-l iau cu carne de pui, ca să vedem cum e carnea lor de pui. Și hai să testăm și sosul simplu hot, ca să vedem cum e față de celălalt. Sună bine. Îl băgăm și pe acesta în comandă. Și clar nu putem să nu ne luăm și un desert. Să vedem ce au. Uite, au churros, care sunt gogoșelele tradițional spaniole. Și chiar sunt curioasă cum sunt. Cheia e să fie super, super crocante. Și că vedem cum sunt acestea. Și pentru că ador extrem de mult scorțișoara, hai să vedem cum sunt și cinnamon twist. Sună interesant. Le-am băgat. Plasez comanda și revin când o băgăm la burtici. Am aici comanda și a ajuns în 38 de minute. Hai să vedem dacă avem toate produsele de pungă. După ce le gust, voi încerca să le îmbunătățesc. Asta dacă nu sunt excelente deja. Asta o să fie interesant. Și avem o pungă într-o pungă. Și le scoatem cu grijă pe fiecare. Sunt niște puiuți mici și prețioși. Să nu le stricăm. Unul cred că a suferit niște traume pe drum. Unul. E ok. Avem și... Asta e burrito lăudat. E extrem de mic. E super mic. E mai mic decât capul meu și capul meu e mic. M-a așteptat să fie așa mai dolofan. Bine, eu am mâncat un burrito de un kilogram odată. Ăștia sunt cartofei. Îmi place foarte mult ambalajul, cutiile sunt foarte drăguț desenate. O să apreciez asta. Și asta e tot. Da, buritoul ăla e foarte mic. De ce comandăm după? Hai să începem cu cinnamon twist, pentru că miros extrem de bine. Le simt de aici. Iar eu ador scorțișoara. Și mereu e bine să încep cu desertul. Așa îmi spun eu mie. Ok, hai să vedem cum sunt. Miros extrem de bine. Așa dulce și aromata scorțișoară. Hai să vedem cum sunt. Chiar îmi plac, sunt foarte bune. Au o textură extrem de crocantă. The crunch is real. Aroma de scorțișoară este foarte bună. Nu sunt exagerat de dulci. Și îmi place pentru că îmi aduc foarte tare aminte de cerealele Chini Minis. Și pe acelea le ador. Chiar sunt bune. Le recomand. O să le dau nota 9,5. Începem în forță. Trecem mai departe și hai să vedem cum este churros, gogoșica spaniolă. Tot am început cu... Asta are sos, să nu-i de el. Ok, are un sos de caramel. Hai să vedem. Și acesta pare super crocant. Miroase bine, dar cinnamon twist avea și mai mult miros de scorțișoară. Hai să vedem cum e simplu și după aia îl băgăm în sos.
Îmi place, chiar au pus multe scorțișoare pe el. Dar doar pe ăsta, celălalt, stați-vă arăt. Foarte interesant. Ok, ăsta, da, frumos. Următorul. Putem să vedem peste care au pus mai multe scorțișoare. Peste ăsta. Cred că i-a scăpat un pic, dar nu ne supărăm. E ok. Bine, ne supărăm pentru ăsta, dar pentru ăsta nu ne supărăm. Ok, să vedem cum e. Ok, hai să vedem cum e și cu sos. Are un miros asemănător cu ceva, dar nu pot să pun punctul pe ei. Adică are miros de caramel, dar un caramel specific. Îmi trezește o amintire, dar nu știu care. Ok, hai să vedem. Dacă luai cafea 3 într-unul cu caramel, își lua mama și miroseam, exact așa miroase. Ok, mi-am adus aminte. Pot să gust liniștit acum. Ok, bine, pot să gust liniștită? Pot să spun din prima că sosul de caramel e nasol. Are un gust foarte artificial, e extrem de dulce, pare făcut din prafuri și foarte nenatural. Ciurosul e bun, mă deranjează că are extrem de mult zahăr pe el și dacă îl combin și cu sosul, efectiv ești... Să-i dau notă cu sos sau fără sos? El e gândit să fie mâncat împreună cu sos, așa că ar fi trebuit să le dau notă per total. Păcat de ciurosel, că era bun. Oh, ciurosel! O să-i dau... O să fac o medie, dacă sosul îi dau... 4, chiar a fost nașpa, n-aș mai mânca. Iar ciurosului îi dau un 8. Iese nota 6. Până la cartofi și burrito, hai să vedem cum sunt tacoșii. Având în vedere că încercăm Taco Bell. O să-l iau pe primul, nu știu care vine. Ce meritelie, mă, și drăguț. Oh, le-am nimerit pe cel soft, care este cu pui. Arată ok, arată interesant. Miroase bine, se simte doar salata, nu simt niciun sos. Hai să vedem cum e. Ăsta e cel cu sos iute, nu extra iute. Pe o scară de la 1 la 10 a iuței, eu aș da un 6. Ce nu-mi place e că faptul că tortilla e destul de uscată și în același timp s-a înmuiat de la salată și roșii. Carnea e ok, are o textură din nou uscată, are destul de puțin sos, după cum se vede. Cred, nu știu dacă se vede. Mă așteptam să fie mai bine băgată în sos. Legumele sunt bune, sunt proaspete. În partea din față nu ai deloc brânză. Abia pe aici e brânza. Așa că e pe cale de dispariție pe la mijloc. La gust e bunicel, dar carnea nu are nimic special. Are foarte puțină brânză. Tortilla, care e foarte importantă, nu ne surprinde cu nimic. O să-i dau nota 6. Știu exact cum să-l fac mai bun, așa că stai până la final să vezi la ce m-am gândit. Trecem la următorul taco. Îl avem pe domnul Crunchy. Îl dăm pe domnul Softy la o parte. Și îl desfacem. Avem grijă să nu îl stricăm. Acesta arată mult mai bine, pot să spun din prima. Am simțit că din nou tortilla nu cred că o să fie foarte crocantă. Pe aici deja e înmuiată. Nu pot să spun că are un miros specific. Acela mirosea mai bine a legume. Ok, hai să vedem cum e. Oh, înainte de asta, aici e gol. Din prima îmi dau seama că acesta este mai bun. Carne de vită e mai bine condimentată. E suculentă. Tortilla e destul de crocantă. În partea de sus aici s-a muiat un pic. Dar nu mă deranjează atât de tare. Tot a rămas relativ crocantă. Sosul e bun. Brânza e din nou pe care de dispariție. E doar pe aici. În fața unde am mușcat eu nu este. Oh, și ar trebui să aibă și smântână, care văd că e doar aici. În față nu e smântână. Unde-i smântânica mea? Dar e mai bun decât celălalt. Așa că având în vedere faptul că gustul cărnii a fost mai bun, a fost mai suculentă, iar tortilla mai bună, o să-i dau nota 7,5. Suntem gata să ne facem de cap cu cartofiori. O să fie foarte amuzant. Pentru că aceștia vin doar cu carnea pe deasupra. Oh, da, au transpirat bine de tot. Avem aici sosurile de smântână, sosul nacho cheese și salata pico de gallo, iar noi trebuie să le punem pe deasupra. Oh, da. Mă gândesc că o să pun salata ultima, așa, frumos. Așa că hai să începem cu smântâna. Oh, uite, ne-au dat smântână, putem să-l punem la taco-ul de mai devreme, care nu avea. Și începem. Oh, da. Eu zic că e destul de smântână. Sosul de brânză e mai important din punctul meu. Oh, destul de puțin. E mai puțin de jumate. Dacă nu ai sos de brânză, nu ai nimic. Uite cum stă. Oh, asta e ciudat. Ați mai fost un sos de brânză care stă așa? De obicei curge. Oh, ok. Oh, nu, nici acum. Ba da. Oh. Schimb tactica, o să iau un cartofior. Ai putea să iei o linguriță.
De ce e când am un cartofior? După aia, dacă ții cartofior, poți să-l mănânc lingurița, nu poți să-l mănânc. Ok, hai să vedem cum e. Luăm și cărniță și sos și un cartofior și niște salată și mai punem niște sos. Ok, avem de vorbit. În primul rând, nu înțeleg de ce sunt așa de lăudați, deoarece cartofii nu sunt deloc mai buni decât restul din fast food. Sunt uscați și în același timp pare că nu au fost gătiți bine, deoarece unii au gustul acela puțin crud. Nu-mi dau seama ce le-au făcut. Poate sunt super vechi, nu vreau să zic ceva, dar nu sunt buni, nu sunt crocanți și sunt uscați și triști. Sosul de brânză aproape că nu are gust de brânză, se simte puțin, dar aroma este foarte slabă. Mai bine ți-e un sos din magazin mult mai bun decât sosul ăsta. Smântâna e ok. Ce mi-a plăcut a fost carnea, a fost suculentă și bine condimentată, iar mixul de condimente de pe cartofi e bun. Dar dacă nu sunt buni cartofii, de ce ne-am mai chinui? Având în vedere că sunt prea puține puncte pozitive aici, o să le dau nota 5. Știi cum să-i îmbunătățești? Da, schimb cartofii cu totul. Hai să trecem la starul nostru de astăzi, ultra mega-ul faimosul burrito. Vă zic numele întreg. Cheesy Bacon Fries Burrito. Nu vreau să știu câte calorii are, având în vedere că are o combinație mortală. Probabil de aia ți-au dat atât de puțin. Nici nu cred că are 300 de grame. Vrei să aflăm? Da. Puteți să puneți în comentarii cât credeți că are și vedem cine câștigă. Oh, da. Aștept să-mi spuneți în comentarii câte grame credeți că are și puneți pariu acolo. Momentul adevărului. Oh. 208. Oh, eu chiar credeam că are 250-270, dar are doar 200 de grame triste. Bine, nu știu dacă e trist. Poate sunt cele mai bune 200 de grame din viața ta. Hai să vedem. Momentan nu găsesc baconul. Deloc. Oh, man. Am mușcat doar lipie. Doar lipie. Eu n-am deloc bacon aici. Oare mi-au greșit comanda? Hai să-l dai în jumate să vedem dacă are la mijloc. Că nu pot să-l mănânc dubios așa. Pornim în căutarea baconului. Hai să vedem. Oh! Chiar nu are bacon. Poate doar a uitat baconul. Pentru că în rest are sos. E aici. Nu e foarte mult, dar e acolo. Cornița, cartofii și lipia. Ok, n-are bacon. Putem să trecem peste faptul că am plătit ceva cu bacon și n-are bacon. Și aici în față, nu știu cum l-am împăturit, dar are extrem de multă lipie. Aici în mijloc, unde are foarte multe ingrediente, e chiar bun. Are destul de mult sos. Carnea e suculentă din nou. E ușurel picantă, da, dar foarte, foarte, foarte puțin. Ăsta e sosul mild, cel mai ușor iute. Cartofii sunt aceiași cartofi ca cei de mai devreme. Nimic excelent la ei. Dar e ok per total. E bunuț. Având în vedere că ingredientele sunt foarte inegal dispersate, aici am sos, aici n-am sos, deși carnea e bună, o să-i dau nota 6,5, pentru că degeaba e gustos aici, dacă un pic mai încolo unde n-am sos, nu mai e la fel. Hai să înceapă distracția și o să încerc să îmbunătățesc cu ce am prin casă produsele astea. O să fie interesant. Bun, cum am gândit? Cartofii, deoarece sunt uscați și nu prea au niciun gust, m-am gândit să pun niște sos sweet chili pe ei, ca să fie picant și dulce și să le dea un plus de aromă. Așa că o să vedem cum o să meargă asta. După o să pun brânză de burduf în tacoul soft și parmezan în cel crocant. Cred că o să meargă super bine. Iar la final, la piece de resistance, o să iau brânză năsal, care este brânză românească mucegăită și o să o pun în burrito. Bine, acestuia ar fi trebuit și niște bacon, dar nu avem, așa că ne imaginăm că are bacon în el. Începem! Avem sosul și cartofei. Punem puțin tel. Testăm noua aromă. Ok, deci sosul ăsta merge minunat cu carnea de vită, ascunde gustul cartofilor și chiar e bun. Chiar. Nu te cred. Dă-mi coa. Așa bun să fie un pic mai dulce. Mai dă o aromă în plus vitei și ascunde gustul nefăcut al cartofilor. Bun, hai să trecem la crunchy taco-ul nostru, peste care vom pune niște domn parmezan. Radem, nu suntem zgârciți, așa că o să punem destul să se simtă, dar nu cât să ascunde de tot gustul cărnii de vită. Eu zic ok, chiar e cam multicel. O distribuim egal. Wow, dar tu pui.
Nu cum fac alții. Hai să vedem cum e. Piup! Parmezanul merge foarte bine cu carnea de vită. Am pus din plin să se simtă. Chiar e bun. Cineva ar trebui să facă taco cu parmezan. Da, bine, nu e foarte tradițional, dar asta am avut în casă. Și ultimul, domnul burrito, împreună cu brânză năzat. O, da. O tăiem, desfacem, dacă putem. Oh, arată divin. Oh, uite, e puțin bacon aici. Unde? Uite-l aici. My God, un bacon. Oh, dar ce caut aici? Adică mai în față nu era. Poate asta e tot baconul care îl pun. Și l-au pus într-un singur colț. Ok, punem. Oh, e fix. Oh, nu, aproape fix, pe fix. Ta-da! Iese brânzica. Exact așa, am pus brânză și se vede că are brânză. Prima mușcătură cu bacon și cu năzal. Brânza asta e extrem de bună. Super cremoasă. Are o aromă aparte, greu de explicat, dar extrem de bună. Nu sunt promovată, doar o aveam în frigider să o testez. Revenind, foarte bună combinația. Încă nu simt baconul. Nu știu care e faza cu el, mă derutează. Dar a mers foarte bine cu brânza năzal. În concluzie, aș recumpăra cinnamon twist-ul și burrito-ul dacă chiar ar pune bacon în el, pentru că au fost cele mai bune produse de astăzi. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă-ne un like și un subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Vidră out!